Bun, hai să vedem. Continuăm cu subiectul cu mâncare, că văd că ăsta e cel mai sensibil, să zic așa, unde ne prinde cel mai bine. Și da, ce am observat în ultima perioadă, la fel, pe gust ne prinde și la mine, de exemplu, s-a întâmplat să mă prind așa foarte, foarte fin, adică să mă scoată din binarii. Deci atunci el se simte foarte stânjenit, să zic așa, și mă scoate automat din binarii pentru că el nu poate să suporte, adică nu poate să facă față la scăderea ce vine până binar și atunci efectiv mă scoate afară și mă trimite în plăcerile astea, știi? Și atunci el își creează de fapt singur o durere, dar până la urmă e perfect. Și da, cu ce m-am mai luat? Cu faptul că el când vrea să mănânce fineti, trebuie să trimită pe altcineva, deci îl spun acum ca să scadă. Vrea să trimită pe altcineva ca el să scape dacă cumva pe stradă îi vine o corecție așa, că el merge să cumpere fineti sau orice altă plăcere, știi? Cumva încearcă să se protejeze, să stea acasă și să nu cumva să-i vină ceva din față să fie scăzut. Și fix asta am făcut. M-am dus, am zis că lasă să fie scăzut. Mă duc și iau finetiul ăla. Și pe tot îl mănânc, numai să fie scăzut, numai să-i vină din față. Și, nu știu, acum probabil cum am adunat energie, nu mi-a venit nimic momentan. Acum rămâne de văzut mâine, dar e perfect să vină. Foarte bine, nu stau să mă protejez. Orice s-ar întâmpla, oricum mă duc pe teren. Am fost și în situații și mai, să zic așa, cu energie mai joasă și s-au întâmplat tot felul de chestii care m-au ajutat să mă încarc. Și de ce nu m-aș duce, știi, în direcția asta. Cam așa m-au prins pe mine. Și cum ți-ai dat seama de asta că trimite pe altcineva? Adică nu te duceai să-ți cumperi tu dulciurile? Nu, îl trimiteam pe unchiul, că era mai ușor, știi, pentru ego, că nu cumva să meargă el. Știi, și un fel de lene când era vorba să meargă să-și ia plăcerea, dar și faptul că nu cumva să-i vină ceva corecție din față, știi, când se duce după plăcerea respectivă. Și în rest îl scot în fiecare zi, deci nu scapă de muncă de teren. Da, interesant asta cu să nu primească corecție, da. De parcă ne-am putea ascunde undeva, vezi? El tot încearcă, tot încearcă. Da, n-ai unde să fugi, asta că te prinde, nu te prinde și în casă, dacă vrea. Poate te Îți trimite un țântar și te ciupește tot. pornit, da. Sau furnici, da, depinde. Dacă stai la casă, te invadează toate furnicile. E super. Da. Eu am fost mult afară din casă în ultimele zile și cu oameni și acum de ceva timp sunt foarte conștientă că cu orice om sunt în slujire, sunt gata să servesc. Și cumva mâncarea mi-a venit dăruită, mi-a venit că eram cu alte persoane și chiar am fost și la o zi de naștere.
și am mâncat de toate, într-adevăr, dar n-am simțit că pleacă energia. N-am simțit, am fost și cu copii foarte mult, cum ziceam, în dăruire, în voluntariat cumva, și a ajuns să-mi spară o binecuvântare. Adică tot acest timp zici că sunt excursii gratuite pe care le primesc, când alții ar zice da, voluntariat, sau și eu, înainte mi se părea așa un concept în care te chinui cumva pentru altul, ceva pe acolo. Dar este fix invers, adică e o binecuvântare. Și n-am simțit în ceea ce am primit de mâncare, n-am simțit să mă bag așa cu totul. Și adică dacă ești în dăruirea aia, poți să mănânci cât un pic, dar nu, ca să nici nu faci notă discordantă că ești cu oameni acolo. Și nu simt că te lipește. Pe când atunci când sunt acasă, cumva vine ego și zice, păi trebuie să mâncăm, trebuie să bem un ceai, trebuie să... Și orice vrea, mi-am dat seama, ar trebui spus nu, cam orice, orice. Pentru că am fost la supermarket zilele trecute, aș vrea să mănânc o salată, simțeam nevoia de ceva fresh, am mâncat jumătate de salată, dar tot mi-am luat cumva peste. Iar a doua zi la fel, m-am întâlnit cu cineva și mi-a oferit niște legume. Și cumva ce am cumpărat zilele trecute deja e prea mult, am peste nevoile mele. Deci eu poate trebuia să iau doar salata aia, să mănânc atunci, trebuia să iau pentru atunci, pe când i-am luat și cumva pentru a doua zi, a doua, a treia zi. Și asta mi-arată divinul prin chestiile astea și prin faptul că primesc foarte multă mâncare mai nouă, că nu trebuie să mă preocup deloc. Și probabil dacă sunt zile în care nu vine nimic, ar trebui să mai fie și o pauză, că n-a mai fost de mult așa. O zi, două de post, cred că n-am mai făcut de vreo lună sau nu știu de cât timp n-am mai făcut. Da. Și acasă trebuie să... Da, poate să nu mai stăm acasă atât de mult, să fim din nou în dăruire, să fim non-stop, ar fi ideal să fim non-stop în dăruirea asta și în slujirea asta, pentru că altfel n-are cum, te prinde cumva. Nu, de ce să stai acasă, să ce? Sau mă rog, să stai, să-ți faci plăcerile tale, să ce să faci? Da. Mereu, mereu trebuie să avem gândul la ceilalți. La fel, astăzi am mai cules niște legume, niște chestii din plante, din pădure, leurdă, urzici, mentă, și m-am pus la uscat și mă gândeam acum ce să fac, mâine să fac ceva cu leurda și cu urzicile și zic, da, poate fac niște paste și deja mă gândeam să le fac și să le dăruiesc altora. Și asta e cheia. Deci nici măcar ce am adunat, parcă nu mai vreau să rămână la mine. Imediat mă gândesc cum să fac ceva din ele și să dăruiesc altora. Și asta mi-am dat. Tot moment din moment, dacă ai putea să stai cu gândul la alții și la nevoile lor, aia e fericirea. Da, și când poți să faci chestia asta, atunci nu te mai vezi pe tine și atunci nu mai are cum să te prindă cu absolut N-are cum nimic. să mai vină, da. Asta e esența, de fapt. Ca să te pui mereu în slujba celorlalți, adică când tu ai grijă celuilalt și Divinul are grijă ta să-ți dea de mâncare. Adică Da. când tu nu-ți faci probleme dacă ai ce mânca sau nu, adică ți-e indiferent, el îți dă atunci, știi? Dacă îți faci griji, cum de exemplu făceam în trecut, că nu știu, aveam un program de ăsta de... mi-era frică că mor de foame, deci mereu aveam chestia asta și eram într-o alergătură, vai de mine, că ce să fac astăzi de mâncare, că nu știu ce, știi, mereu eram secat de energie la propriu, deci îmi dădeam seama că
era o alergătură inutilă în direcția aia. Cât mai multe feluri și schimbate în fiecare zi, mâncările și nu știu ce. Păi ce? Ce sens are să-ți pierzi energia în direcția aia? Când poți să mănânci zilnic foniu și ca și cum fac și animalele, că nu le schimbă. Numai noi, numai specia umană tot schimbă pe ele. ca să își excite simțurile astea, că altceva nu fac alea și ne iau din energie. Niciun sens. Adică, uite, în anul trecut, cred că septembrie-octombrie, ceva de genul. Deci, pur și simplu, am început să mă obișnuiesc așa. Asta e, că durează o perioadă până te obișnuiești din nou cu chestia asta brută. Deci mâncam foniu gol, pur și simplu, și am reușit așa să o duc mai mult timp. Pentru că mi-am dat seama de chestia asta. Deci tu, chiar și când mănânci fructele respective, deci de la fructele alea îți vine să mănânci și dulciurile. Dacă nu mănânc fructele, nu-mi vine să mănânc dulciuri. Adică, nu știu, și dacă mănânci fructele, și să zic așa, trebuie să ai o voință și mai greu față de cum ai mâncat ceva care nu-i savuros. Dacă mănânci ceva care nu-i savuros, nu-i place la ego. Tot timpul trebuie să mănânci ceva ce să nu-ți placă, știi? Și atunci nu mai are forță, pur și simplu, nu mai are cu ce să te prindă. Și poți să rămâi constant. Asta e. Trebuie să fie ca o mătură. Dar nu știu, mereu îmi șoptești, știi, să mă duc să mai iau o pară, să mai iau câte o măr și mă duc, știi, adică, da, ce să zic. Mi-a plăcut ce ai zis adineauri, mi-a venit o completare, ai zis cumva că căutam să gătim, să preparăm cât mai variat, și că, ai zis că lucrul ăsta consuma foarte multă energie. Într-adevăr, gândește-te ce vrei să faci de mâncare, fă-ți lista de cumpărături, du-te la cumpărături și apoi pregătește. Cam ăsta e procesul. Mă rog, și toate celelalte. Vase, bagă în frigider, sortează-le, aranjează-le, a rămas un picuț, să pune foarte multă energie, într-adevăr. Și ce a făcut industria sau cumva ce s-a întâmplat în zilele noastre, pentru că așa acest lucru l-au văzut și alții, dar când îți cauți în continuare binele tău, ce se întâmplă? Apar ofertele, creezi realitatea și apar genul de catering, afaceri care îți iau ei corvoada asta a gătitului, știi? Și atunci sau mă duc la restaurant, comand, nu? Că pe mine de multe ori m-a prins chestia asta, adică venea pofta aia emoțională seara și hai să, sau când venea, hai să comand, că na, există delivery acum peste tot. Și asta vreau să zic, că ți întreține și această lene de a face sau poate lipsă de chef sau ce-o fi, că zicea, îmi consumă multă energie să gătesc, hai mai bine să comand, dar e parcă mai rău îl întreții, știi? Ajungi și să cheltui foarte mulți bani pe mâncarea comandată, eu intram în tot felul de chestii de-astea în trecut. Lucram, nu aveam timp sau nu mai aveam energie, că probabil ce se întâmpla pe parcursul zilei, alte plăceri și alte judecăți și ce mai era la mine atunci. Ajungeam lipsită de energie acasă, nu aveam efectiv energie să mai și gătesc și atunci comandam. Și cheltuiam foarte mulți bani pe mâncare, salariul nu era extraordinar, intram în datorii și uite așa, într-un ciclu de ăsta al neputinței și nemulțumirii, pentru că îți făceai niște plăceri de moment și luai niște decizii din ego, știi? Da, și interesant cum ni se... Pentru ego se poate face orice, ca să-i fie lui mai ușor să fie el hrănit.
Asta zic cu delivery și chestiile astea. Și întotdeauna vor exista atâta timp cât noi le vom vrea și le vom întreține. Da, stai că noi le creăm. Cât timp nu mai cumperi de la ei, nu mai au cum să existe. Asta Da. E și cu supermarketurile. Nu te mai duci să cumperi de la ei, au dispărut de pe fața pământului. Cel mai simplu mod, să nu mai cumperi de la ei. Salut! Nu mai mănânc nimic, stau fără. Măcar știu că nu mai pierd energie, nu? În direcția aia. Da, ce să zic, că și-au pus vremurile și nu, până să ajungem la învățăturile astea, nu am știut, deci pur și simplu nu, cine să-ți spună sincer acum? Nu a fost nimeni care să spună de chestiile astea, că pierzi energie și așa mai departe. Și te-ai dus în continuare și ai fost într-o alergătură. Ai avut voalul ăla pus și nu aveai cum să-ți dai seama, știi? Cât timp ești atașat de lumea asta. Mă, când te desprinzi, atunci îți vine și înțelegerea, îți vine și inspirația, că și învățăturile astea nu ai cum să le înțelegi dacă tu mănânci dulce și savuros. Trebuie să fii desprins ca să le înțelegi. Da, orică mănânci, orică ai alte atașamente, dar legate de material, n-ai cum să le vezi, așa este. Poate să fie că unii stau bine cu mâncarea, că noi tot vorbim despre mâncare, dar unii n-au probleme cu mâncarea, nu sunt lacomi, ego-ul lor nu e lacom, dar au altele. Te mir ce pasiune de asta tot așa costisitoare sau eu știu ce îi place lui ego și n-ai cum. Când ești băgat foarte mult în lume, nu se văd. Și cum e la tine când ești după ce hrănești plăcerile astea cu mâncarea? Vin provocări? Ce se întâmplă? Cum se manifestă? Cum simți? Sau? Păi dacă o mențin constant în chestia asta, atunci sigur pierd din energie și imediat mă... Bine, că oricum îmi vine solicitarea imediat pe loc, deci orice plăcere nu rămâne neplătită. Dar, cum spuneam, încerc să compensez cât de mult în fiecare zi cu mers pe jos, minim 10 km pe zi, plus strâns de hârtie în același timp. Și dacă mai îmi vine, mai îmi ies oamenii care să le dăruiesc, facem și asta. În sensul că ei vin să ceară, adică nu intervin sau ceva. Nu intervin deloc. Și da, ce să zic, că pe Facebook mai vin oameni care să-i ajut, de exemplu, să le scot anumite videoclipuri și să-i le trimit sau vin să mă sune, să le ofer din timp, mai fac anumite chestii să-mi scadă ego-ul, știi? Zice, hai să te pup și chestii de-astea, știi? Ca să-l scad o leacă și mă las, asta e, n-am ce să comentez. Și da, îți lași, oare... îți lași ego-ul pupat. Da, dar el, vezi că asta e, că el de multe ori opune rezistență fix la persoana aia pe care, care îl deranjează cel mai mult. Da, deci dacă, de exemplu, m-ar suna altcineva, nu știu, care vorbește normal cu mine sau ceva, nu-l deranjează așa pe ego. Dacă mă sună fix ăla care îl deranjează cel mai tare pe ego, știi, atunci începe să se răzvrătească. Dar da, încerc pe cât posibil să-i răspund și pentru că știu că vine să mă ajute, de fapt, știi, să mă încarce cu energie. Și da, acum, cum ziceam, mai sunt rezistențe, cât timp încă mai am alunecările astea pe mâncare, dar pas cu pas, adică nu mă mai grăbesc, pentru că o făceam înainte și, nu știu, oarecum și acum recent ego-ul, cum am mai zis, că el încearcă să
să se focalizeze pe chestia asta cu energia, adică cât mai repede el să se încarce cu energie și chestii de astea. Și atunci am zis că, băi, n-ai ce să te grăbești. Până la urmă, trebuie să ai răbdare în tot, așa cum și el are răbdare și noi trebuie să avem răbdare și până la urmă toate la timpul lor. Nu trebuie să ne facem noi nicio grijă, nici în sensul ăsta, dar nici în alte sensuri, pentru că toate sunt scrise deja. Da, voiam să zic că mi-a făcut divinul niște magii din astea săptămâna asta cu, uite, scăderea nu e scădere. Adică, tot așa, am comandat ceva de mâncare, mă rog, adică, ideea nu e greșit că nu se înțeleagă greșit că comanzi ceva de mâncare, ci că vrei dintr-un eu și simți că e un pic de disperare acolo. Acolo e problema și lucrul ăsta îl simți, ajungi să fie destul de fin după o perioadă de practică și asta e că am simțit treaba asta. Și inclusiv pe aici, pe la pizzerie unde comand eu, au început să-mi zică că îmi fac card de fidelitate și renunțe. Dar ce vreau să zic este că după ce am mâncat eu, au venit scăderile și îmi vine să trag la Xerox o carte de 200 de pagini și trebuia așa să pun acolo, să pun clapeta aia la Xerox, să am o imprimantă acasă și așa, pagină cu pagină, să o desfaci așa, să ai grijă să pui cartea să se scoată bine, trebuie să o așezi, ceva, o precizie acolo. Și zic, mamă, și cine mi-a dat-o a zis, o să fac 20 de pagini pe zi. Deci a fost cam întrebată, trebuie urgent, că mă așteptam și să zică că vrea în 2 ore așa să dea programul ego-ului peste cap. Dar n-a fost chiar așa, ținți, mi-a dat și rație, mi-a zis frumos, 20 de pagini pe zi, ceva super lejer. Zic, hai că n-am comis-o așa de tare, dacă am voie 20 de pagini pe zi. După care, în momentul în care nici măcar asta n-am mai gândit sau n-a fost nici un pic de critică acolo și a fost 100% acceptare, că deja începe să fie cu cât mai multă bucurie să vină aceste provocări, nu prea le mai văd provocări. Și în momentul în care chiar am scos câteva pagini, a venit persoana aia să vadă cum iese, i-am explicat și cum se întâmplă și a zis, nu, nu, e prea complicat, nu, lasă că rezolv altfel. Și mi-a luat cartea, adică asta zic, uite, scăderea nu e scăderea. În momentul în care eu am acceptat, chiar mă bucuram că, wow, ce bine că mi-a venit așa scăderea, nu a mai trebuit să fac lucrul ăsta. Și s-a mai întâmplat tot așa săptămâna asta, dar nu mai țin minte exact, dacă îmi vine exemplul, zic. Au fost mai multe din astea. Da, dar în momentul în care te sperii și zici că e greu și că, of, asta e, trebuie să o fac, atunci chiar va trebui să o faci și probabil să faci și mai mult. Da, sunt tot așa etape. Depinde de nivelul tău de acceptare și de dacă e cu bucurie. Cu bucurie deja asta, zic, nu mai devine provocare. Nu mai e provocare. Că te bucuri că îl poți ajuta pe omul ăla. Da, asta e că acolo trebuie să zic așa, să punem bucuria cumva în relațiile interumane cu oamenii, știi? Și când facem dăruire, când îl ascultăm pe celălalt, să o facem așa, dintr-o bucurie. Acum, cu chestia asta, cu înfrânare și așa mai departe, nu știu, parcă nu tot timpul îți vine așa cu bucurie și nu știu. Dar asta, să zic așa, cu strânsul hârtiilor, uite, imediat îți intră bucuria. Deci asta e, că faci la nivel global, să zic așa, al tuturor sufletelor. Ei îți mulțumesc, știi? Pe E o subtil. mulțumire.
Da, e o mulțumire a lor și, de fapt, e bucuria lor care îți vine înapoi. Da, Și. adică omul se duce pe stradă, vreau doar să completez. Omul merge pe stradă, că mi-a plăcut când am înțeles și eu lucrul ăsta și e faină. Merge pe stradă, vede că e curat și admiră peisajul, strada, locul și atunci ție-ți vine energie pe subtil de la oameni, da, că au găsit curat, da. A, da, am avut azi iarăși o experiență faină, am cules leurdă din pădure și împreună cu niște copii și după am făcut o salată, am mâncat împreună și ziceau, au zis câțiva dintre ei, wow, ăsta e mai bun ca McDonald's, wow, e mai bun ca pizza. Și trebuia să mănânc, zicea o fetiță, eu trebuia să mă duc acasă să mănânc pizza, dar asta a fost mai bun ca pizza. Și când am mâncat pizza, am crezut că e mai bun decât vegetalele. Interesant, știi? Și zic, wow, ce tare e asta! Să zică un copil lucrul ăsta. Deci cred că și ei pot fi influențați și inspirați de noi foarte mult. Că dacă nu încerc și le dau ceva repede ca părinte ca să și eu să scap sau că sunt stresat și mă grăbesc și m-am luat cu rutina și cu viața, na, de unde să învețe? Da, exemplul nostru e fain. Bine, clar Da, a fost. dar Zi, zi tu. vezi, oarecum încă de mici suntem induși în direcția asta, cum că ceva ar fi mai bun ca altceva, dar nu există așa ceva, că toate sunt egale. Adică nu poți să spui că ceva e mai bun ca altceva sau ceva e rău sau mai rău, știi? Adică e împărțirea asta cu care ne-au aruncat pur și simplu în împărțirea asta între rău și bine. Și am văzut că aici am avut și eu dificultăți, știi? Că împărțeam, că ziceam că dulciurile alea sunt rele sau pizza e rea și chestii de astea. Și atunci imediat am intrat în împărțirea asta și de asta nu mă lăsa nicicum să ies din acele plăceri, pentru că n-am acceptat, nici n-am acceptat și împărțeam, știi? Și asta a fost până când nu am conștientizat că n-ai ce să împarți, pentru că toate doar sunt și sunt perfecte așa cum sunt și am venit aici ca să experimentăm. Și nu, deci nu te lasă să ieși din matrixul ăsta, de fapt, când te-a pus să împarți în rău și bine, știi? Asta e, din câte văd, asta e cel mai dificil punct, să zic așa. Așa îl văd eu. În sensul ăsta, bine, e dificil la început pentru ego, dar bineînțeles că pentru suflet tot e posibil, adică se poate orice, fără niciun stres. Da, păi împărțirea asta în bine și în rău. Mi se pare că, da, ea întreține ego-ul ăsta foarte mult și cum să zic, îți construiește și etichete la adresa ta și la adresa celorlalți. De la împărți lucrurile, ajungi să împarți și oamenii. Da, uite, dacă împart, cum am vorbit acum despre mâncare, după aia ăla este vegetarian, ăla e flexitarian, ăla e carnivor și îți pui eticheta asta pe tine și o crezi și atâta timp cât tu o ai pe tine, ești un eu. Nu trebuie să te... Mie mi-au venit, cel puțin așa mi-au venit. Dacă am tot zis că nu mai mănânc carne, mi-a venit carne. Pentru că mă opuneam, de fapt. Mi-e pus Da, așa. și da, spune. Am pus să mă eticheta asta, voiam să zic. Și nu trebuie să ai nicio etichetă. Ele se vor, sigur, că unele au niște nutrienți mai bune pentru corpul nostru, altele nu, sunt doar calorii goale. Lucrul ăsta este cumva adevărat, dar e
pentru corp, care nu înseamnă atât de mult. Și cumva când tu le echilibrezi, adică rămâi detașat, fără etichete față de toate și de la astea din partea asta și de la astea din partea asta, se va predua automat. Nu-ți va mai veni, nu știu, numai hamburger să mănânci și să te simți obosit. Nu. Va aranja divinul cumva să fie o mâncare bună pentru corpul tău în realitatea ta. Nu? Sigur. Crezi asta? Sigur, sigur. Asta se va întâmpla după ce treci de etapa asta cu etichetare și așa mai departe. Păi de ce crezi că ăștia ori început să inventeze tot felul de diete? Ca să rămâi în etichetarea asta, știi? Și să le împarți. Zici că, bă, ăsta, că am văzut mulți oameni, adică până și eu înainte, știi, făceam împărțeala asta, că, băi, că dieta aia nu-i bună, știi? Și că, hai, că trec pe vegetarianism sau trec pe fructarianism, știi? Că celelalte nu-s bune. Știi? Și făceam împărțeala asta și atunci automat m-o ținut acolo în matrix-ul ăla și de asta și veneau chestiile astea, știi, să merate. Uite, vezi că nimic nu-i bun sau rău, că toate doar sunt, știi, să nu mai împart. Și atunci îți vine cu tot fel de chestii până când, deci se repetă la infinit până când înțelegi, știi, și nu mai împarți în bine și rău. Da, doar pentru asta vin, da. Exact, ca să ne corecteze ego-ul ăsta umflat. Nu-i putem spune altfel decât că e umflat, că ne-a fost umflat atâția ani de zile și nu-ți vine așa ușor, știi? Deci avem impresia, adică ego-ul are impresia că gata, hop-top în câteva luni sau, nu știu, într-un an de zile deja el vrea să fie la ultimul nivel, știi? Acolo sus, lângă tron. Dar nu ai cum, e o muncă continuă. Și cine știe că durează, că n-ai de unde să știi. Asta e și noi ce avem de făcut e să acceptăm tot ce vine din față, că dacă te opui, suferi. Asta e, dar e perfect și să suferi, pentru că prin suferință, deci suferința te mântuie. Și cum să zic, atâta te poartă prin starea aia până accepti. Deci nu scapi. Da, da, da. Ea îți vine și mai intens sau îți vine în alt context, dar tot exact aceea stare până o accepti. Mi-am adus aminte și cum îl simt. Zi. Da, că el de fapt ne vrea binele, dar noi asta nu vrem să înțelegem cu ego-ul nostru, știi? Că el de fapt ne ajută. Ne ajută, ne încarcă cu energie. Vrea să ne aducă cât mai aproape de el. Asta e de fapt. Ne iubește atât de mult și se dăruiește la infinit pentru noi. El ne dă viață. Deci el ne trezește în fiecare zi. El ne dă milioane de șanse ca să ne schimbăm, adică să continuăm ce avem de continuat aici. Pentru ce a venit, de fapt, sufletul să experimenteze în lumea asta. Și, da, când ajungi în starea asta, îți dai seama că ăsta e, de fapt, e ultimul nivel. Și când nu te mai deranjează și nu te mai atinge nimic, ăla e raiul. Nu mai are, deci când nu mai e ego, nu mai are ce să scadă la tine și viața devine miraculoasă. Atât aici cât și dincolo. Deci încă de aici îți faci miracol. Cum îți aștermi, așa dormi, nu? Da. De aici îți pregătești bagajele. Pe unde o iei, știi? Da. Mi-am adus aminte și de a doua... De-a doua, bine, nu scădere, o să zic situația, am
am mers să fac curat într-un sediu și cumva e un soi de voluntariat ce fac acolo. Și prima oară Ego se opunea că nu prea era organizată ziua de către coordonator și voia să vină cu comentarii că el ar fi făcut mai bine, că, hai, nebunii. Eu mai nu îl las așa să treacă gândurile astea și le observ și cam atât. Asta practicând non-identificarea asta înainte mai multă vreme cu ego, că eu nu sunt ego, știi? Așa am reușit să le las doar să treacă, pentru că multă vreme, atâta timp cât mă identificam cu ele, nu puteam să... Dar orice stare cumva așa negativă să o numim general, eu deja știu că nu sunt eu. Păi dacă te identifici cu gândurile astea, tu îți creezi realitatea cu ele. Și atunci e nebunie, știi? Da, el își creează, are punte să meargă mai departe cu Exact, croirea își creează scenariului. situații ca să fie scăzut. Dar e foarte bine și așa, e foarte bine. Da, și ți-am zis, le-am lăsat pe astea, ba chiar spre respectiva întâlnire am mers pe jos, deși trebuiau să vină să mai ia două persoane, parcă am simțit că nu o să mai vină niciuna și a fost perfect. Și am lăsat aceste comentarii și zic, ia să, dacă tot sunt eu aici, hai să fie bucurie. Tot ce fac trebuie să fie cu bucurie. Și m-am apucat să spăl acolo la geamuri, să le lustruiesc, să le fac perfecte, cum le-aș face pentru mine acasă. Și nu știu, n-a durat, am spălat două geamuri, mai era treabă de făcut și s-a întâmplat să apară cineva, să mă întâlnesc cu cineva, să mă apuc să vorbesc cu persoana respectivă, adică m-a dus divinul spre asta, deci am plecat un pic de acolo și cât vorbeam cu persoana, vine coordonatoarea să-mi zică că nu mai e nevoie, eu pot să mă duc acasă, e suficient cât am făcut, mai rămân ei să facă restul. Și eram, wow, dar stai că abia muncisese, să zic așa, abia eram pe treabă acolo. Și zic, wow, ce înseamnă când mergi cu toată bucuria din nou, cum a fost și cu cartea de tras la serop și cu toată acceptarea, fără niciun comentariu, nu mai lași pe ego să comenteze, ci doar te concentrezi pe chestia aia să o faci cât mai bine, cât mai cu bucurie, cum ziceam, atunci îți ridică, cum zice Marius, îți ridică Îți ridică caznele. cazna. Îți ridică cazna. Da. Și îți Nu face. mai e o caznă, nu știu cum să explic. Da. Îți Atunci face când. cumva după situațiile favorabile, știi? Da, exact. Deci, când tu nu mai judeci că era mai bine să stai cu respectiva persoană de vorbă sau că era mai bine să curești geamul, când ți-e tot una, unde te trimite el, acolo te duci, atunci asta este cel mai minunat. Și să te lași așa cu tot, unde te trimite el sau unde te pune, că uneori trebuie să stai degeaba, să stai singur cu tine acasă, nu știu, sunt tot felul de situații. Vorbeam mai devreme că pe mine mă ia și mă ține mult printre oameni mai nou, pe când pe tine nu prea. Și că e și asta o chestie, da. Și nu trebuie neapărat să cauți tu, nu să ai un voluntariat sau să... Poate trebuie să accepti și chestia asta. Depinde cum o simți. Dacă îl simți pe ego că mai tinde să se plictisească sau vrea mai mult, atunci înseamnă că trebuie să rămâi în starea asta, nu să cauți un voluntariat sau oameni. Păi nu caut nimic, merg așa, adică și dacă nu am job sau ceva, accept, știi? Dar am observat că, nu știu, parcă mă las așa destul de liber și ăsta e interesant, știi? Că nu, adică, cum ziceam, când mă mai atașez și așa, mai vin provocări, sigur că n-are cum să te lasi așa, știi, să pierzi energia în continuu, adică trebuie să vină ceva din față care să te încarce la locul.
cu energie. Dar în rest, să zic așa, am observat că dacă încep să mă detașez și așa, imediat o căzut și judecata aia, știi de ce am zis de ea, în binarul trecut. Madre. Deci m-am restrâns imediat să opri judecata. N-am mai putut să judec, imediat o căzut mentalul și nu mai fac niciun pst în capul meu, știi? Și da, asta zic, că nu e nevoie să cauți absolut nimic, să accepti parcursul așa cum e. Probabil că sufletul asta vrea să facă, știi? Să, nu Exact. știu, să mă trezesc, să mă duc la plimbare, să strâng hârtii, să vin acasă și atât. Adică, știi, ceva așa, nu știu, poate la unii li se pare ceva, nu știu, monoton sau ceva simplu. Dar, de fapt, asta e, de fapt, esența, știi? Să nu mai complicăm atâta lucrurile astea. Să facem cât mai simplu. Să trăim, să fim liberi. Asta înseamnă. Așa e, ce Să frumos fim ai liberi. zis, să fim liberi. Da, că alții ar putea spune că da, poate convine situația asta și nu vrei să te duci să cauți de lucru sau lucruri de genul ăsta, știi? Dar e vorba că nu, de cel mai multe ori nu trebuie să intervii, ci să vezi unde te dirigează el. Pentru că s-ar putea să mai trebuiască să stai, nu știu, dau un exemplu, 2 săptămâni așa și apoi să-ți vină o chestie prin unchiul tău sau prin nu știu cine, că ia uite, un loc de muncă, caută nu știu ce, un tânăr, n-ai vrea să... Și aia e pentru tine, știi? Sigur, n-ai ce să intervii pe exterior, dar nicio culoare, pentru că îți predai energia. Asta faci dacă intervii pe exterior. Să curgi efectiv cu viața și să te lași total în mâna lui, pentru că el știe cel mai bine de ce ai nevoie și nu, adică tu nu ai cum să știi de ce ai nevoie, știi? Asta e. Că noi avem impresia că trebuie să alergăm cât mai mult în exterior și să căutăm, nu știu ce, fantasmagorii și eu știu tot felul de chestii astea. Dar când, de fapt, când îl lași pe el și nu mai intervine niciun fel, atunci el automat îți rezolvă tot ce ai nevoie. Îți dă tot ce ai nevoie, fără ca tu să ceri nimic. Asta e. E atât de simplu. Deci e atât de simplu. Acceptă lumea ceea ce ai zis acum? Păi îți dai seama că, e greu. E greu să accepte chestia asta. Știi? Da. Adică când ai fost programat ani de zile în direcția asta să alergi, să câștigi, să ai cât mai mult, nu-ți vine chiar așa ușor, știi, să renunți peste noapte la tot ce ai strâns, ce ai adunat, știi, adică dacă, să zic așa, îi spui unui om care, nu știu, are vile, are, nu știu, mașini luxoase, dacă și le-ar da sau ceva, imediat s-ar revolta sau ceva, știi? Adică, da, când ești lipit, nu-ți vine așa ușor. Da, pentru că nici nu vezi, adică e normal cumva că ei nu cred, pentru că nici eu, deși întotdeauna, de exemplu, am avut așa parcă o credință undeva că asta e calea, nu, nici eu nu mă credeam cumva, nu știu să explic, știi? Pentru că pe altă parte mă trăgea lumea asta pentru că eram în ea. Și atunci parcă era mereu un conflict interior, așa, da. Așa se simțea. Da, pentru că noi, de fapt, am preluat această chestie de la cei din jur, pentru că toți din jur făceau același lucru, știi? Și, nu știu, în jurul nostru, în societate, n-am avut, să zic așa, pe cineva care să facă opusul a tot ceea ce făcea societatea în general. Și atunci, bineînțeles că
Mergeai în aceeași direcție ca și cum mergeau ceilalți, pentru că nu știai, pur și simplu. Nu aveai de unde să știi. Dacă nu ai avut un exemplu lângă tine care să facă opusul, n-ai știut. Asta a fost la momentul respectiv. Deci a fost perfect, pentru că, cum să zic, oricum, să zic așa, drumul ăsta a fost pregătit și toate experiențele prin care am trecut și la momentul acela au fost perfecte. Și uite că ne-au adus aici, știi? Adică, să zic așa, au fost o grămadă de butoane apăsate și asta e cel mai perfect. Pentru că astea ne-au ajutat, exact. Întâi au Ne-au fost umplate butoanele, după aia apăsate și acum se desumflă, iese aerul din ele. Este... Explodează. Da, uite, Da, e... nu existau... Vrei să termini, zi? Să mai zici Da, ceva? voiam să zic că, nu știu, atunci în perioada respectivă, să zic așa, era parcă, adică o vedeam dintr-un alt unghi viața, știi? Adică eram cumva prins în materia asta și numai să stau la calculator, să mă joc toată ziua, știi? Și oarecum nu-mi dădeam seama nici cum că ar exista și această cale, știi? Și da, asta e că când ești prins în lumea aceasta, în visul ăsta, de fapt, că e o visare, dar noi îi dăm o credință extraordinară la această visare și facem totul pentru ea. Oarecum, cum ziceam, nu știi, pur și simplu, și rămâi acolo, cantonat. Dar uite că, după, să zic așa, tot felul de experiențe traumatizante pentru ego și miraculoase pentru suflet și binecuvântări, am ajuns și aici la învățăturile lui Marius. Și încet, încet începem să creștem împreună și să ștergem fiecare program, să ne dezbrăcăm de toate conceptele astea, cum zice și Marian. Și da, și ce să mai zic? Cam atât. Dacă mai ai și tu ceva de completat în sensul ăsta, Mai avem timp? mai avem. Nu, ai zis de asta că n-am avut cumva niciun model și că era normal, asta vedeam la cei din jur. Mi-am adus aminte de cum mereu mă atrăgeau așa niște povești ale unor rebeli. Știi? Că a Da, renunțat da, da. la job și nu știu ce fel de viață, a plecat să călătorească pe temirunde. Tot felul de acte din astea de curaj, cumva le vedeam. Și parcă asta este, am zis din nou, conflictul ăla, cumva între două lumi. Parcă sufletul știa, da, acolo e o libertate, e ceva ce e bine acolo în povestea respectivă, după care venea ego-ul. Și cea da, dar ăsta a avut bani ca să facă asta, a putut, mă uitam un pic la contextul în care s-au întâmplat și într-adevăr în viața mea în momentul ăla nu se putea întâmpla sau nu știu, așa credeam atunci. Da, exact, atunci nu avea cum să se întâmple pentru că atunci nu aveam credința asta de acum de a mă lăsa în mâna Domnului, știi? Pentru că nici Da. și uitat într-un colț. Dumnezeu. Nici nu a fost perioade în care nici nu a existat, nici nu m-am gândit la el. Trebuie să fiu sinceră și așa a fost. Și atunci, normal că nu aveai pe ce să te bazezi. Credința asta în Dumnezeu este o mare, este totul. Nu știu ce să zic, este totul.
Este totul, că el face totul, de fapt, și atunci n-ai decât să te lași, am mai zis, să te lași așa pe spate cu viața. Să te lași. Știi cum sunt concertele alea și se aruncă artistul în brațele publicului și e purtat Da, așa? da, da. Așa trebuie să ne lăsăm mâna divinului și cu viața, da, așa trebuie să ne Da, lăsăm. foarte, foarte tare exemplul ăsta pe care Da. l-ai zis. Da, așa este. Nu. Să ne lăsăm total în mâna lui. Așa am fost și eu, să știi. Deci, Da? la mine nu știu, adică credeam în Dumnezeu și așa, dar oarecum să zic, nu prea îi dădeam o importanță așa de mare, adică nu făceam totul pentru el, ci eram cu totul băgat în lumea asta, știi? Cum de fapt, așa am fost învățați, de fapt. Și da, ce să zic, a fost un parcurs și ăla și asta e, a fost necesar să trecem, adică sufletul oricum și-a ales experiențele astea dinainte. A fost Și minunat. minunat, sigur. Dar noi n-am știut la momentul respectiv că astea sunt binecuvântări și că ne înalță, știi? Toate, Da. tot Atunci era ce, ce... suferința golului. Da, tot ce venea să ne apese butoanele și noi reacționam, că pur și simplu nu știam. Se poate, se poate. Să. Dar da, trebuie să ne încredem în Dumnezeu, în viață, să Și înțelegem. îndelungă răbdare, îndelungă răbdare să avem, asta e cheia, deci nu poți să faci nimic dacă nu ai îndelungă răbdare. La fel cum are și el, că și el are, uite, vezi câtă răbdare poate să aibă cu noi. Cât de mult Da. te putea scoate din plan dacă era până acolo. Să zică, băi, uite, nu mai am răbdare cu tine efectiv, te scot afară. Nu mai am răbdare. Vezi, dar nu spune asta niciodată. Pentru că asta Expresia. e iubirea lui, de fapt, e nemărginită față de noi. Deci nu, e infinită. Nu poți să o cuprinzi cu absolut nimic, atâta de infinită iubirea lui. Da, nu-ți vine să crezi, pentru că nu-ți vine să crezi exact de răbdarea asta, pentru că expresia asta pe care ai zis-o mai devreme, dar nu mai am răbdare, dar nu mai am răbdare cu tine. Am tot Da. auzit-o, e expresia egoului, da. Și atunci tu când auzi asta și înțelegi că trebuie să existe limite, cum se zice acum, în dezvoltare personală, dar trebuie să avem totuși niște limite și. Da, păi ne-au ținut bine acolo și cu dezvoltările personale și cu tot. Știi? Asta e. Da, că așa trebuia și că așa e totul perfect. Sigur, cum spuneam, și acelea au fost experiențe, au fost parcursul la fiecare. Deci, asta e că mereu am avut și tendința asta, știi, să ne preocupăm de celălalt. Că celălalt are nu știu ce, că celălalt face așa, că celălalt face nu știu cum, știi, dar de fapt la noi nu ne uitam niciodată, știi? Deci Da. mereu aruncam și vina asta în afara, cum că celălalt e vinovat sau că ne-ar face ceva, când de fapt nimeni nu-ți face absolut nimic. Deci toți te ajută să te mântui, tot să-ți fac un mare bine. Mai ales aia care te îl enervează pe ego cel mai tare. Păi asta unde? Îngerii îngerilor. Cu aia să conversez zilnic. La aia să te duci. La aia, da. Cu Aia, nu acceptare să te duci și cu bucurie spre ei. Chiar dacă, nu știu, la început, într-adevăr, ți se pare greu și opune rezistență și, nu știu, probabil durează mai mult timp, știi, până să cadă rezistența aia. Uite, de exemplu, la mine încă pot să zic că mai am rezistență, știi? În sensul ăsta. Și ce să zic, e perfect, e un parcurs și asta și în timp.
cu răbdare o să se dizolve și asta cu rezistența. Dar până atunci, ce să zic, acceptăm. Acceptăm tot ce se întâmplă. Pentru că altceva n-avem de făcut. Deci n-avem de făcut nimic, de fapt, nu? Corect. E foarte simplu, știi, e foarte simplu, dar oarecum e greu de integrat sau de aplicat, să zic așa. Dar cu pași mărunți, eu zic că se poate. Și să avem, cum mai spuneam, să avem multă răbdare, pentru că nu poți cu una, cu două să te deprogramezi de tot ce ai fost învățat în ani și ani de zile. Și eu mai completez mereu răbdare și blândețe. Pentru mine a fost necesară multă blândețe cu mine, pentru că mă bătea ego după aia că stai că n-ai ajuns unde trebuie, stai că nu te miști bine, stai că nu știu ce tu nu faci și altul face, venea cu tot felul de comparații și răbdarea să ajunge exact în cât timp și da unde să ajungi de fapt, că nu, răbdare pentru acest proces, oricum vine el, asta e, nu răbdare să ajungi undeva și blândețe pentru toate căzăturile, să le zic așa, pentru ritmul, pentru tine. Ce-mi dau seama și chestia asta, știi, cu oarecum ego-ul, deci avem un program, cum că ego-ul compară, deci vrea să se compare cu ceilalți, adică oarecum să ajungă și el cât mai rapid, să aibă și el o energie foarte înaltă ca celorlalți, știi? Deci și programul ăsta l-avem de mici, că să ne comparăm tot timpul cu celălalt. Știi, ne-a fost indus ăsta că, uite, celălalt are numai note de 10, exact. Sau celălalt e premiant și tu, să zic așa, de-abia ai luat o diplomă de mențiune, știi? Deci ne-a fost înrădăcinat și chestia asta cu comparatul și atunci ego-ul de asta încearcă acum să ajungă cât mai rapid la mântuire, să zic așa, și se compară cu unul și cu altul. Dar până la urmă nu e vorba despre nicio comparație aici, pentru că fiecare are drumul și parcursul lui. Și până la urmă Dumnezeu știe cel mai bine când, nu știu, să zic așa, unul poate să se înfrâneze, la altul poate îi vine mai greu, dar cu timpul, cu siguranță că o să poată și respectivul care, în momentul de față, să zic așa, îi vine mai greu. De asta zic că fiecare are un timp anume, o perioadă. Și nu, de asta zic că n-ai ce să forțezi, nu trebuie să forțăm niciun lucru. Să lăsăm pur și simplu să curgă fiecare lucru. Până la urmă toate vin de la sine și se fac toate de la sine fără tine. Nu trebuie să faci absolut nimic, că Divinul se ocupă de tot. Da. Că și noi ce mai facem? Păi doar ne bucurăm? Ne bucurăm, da. Păi de lumea perfectă, Dumnezeu. Dar lui cum nu-i convine, că vrea și el să mai sufere, mai vrea probleme un pic. Păi e frică. E frică că pierde lumea. Asta-i. Moare. Deci lui ego nu-i mai rămâne nimic, săracu. Păi de asta se prinde cu toți dinții, de materia asta și de tot ceea ce îi lumesc. De concepte. De tot. De concepte, de absolut tot. Ce ne-a fost îndoctrinat, sigur. De bluze, de prăjituri. De cremșni, de plăcintă. De pizza. Cinetti.
Păi astea care îi plac cel mai mult. Da, la fiecare sunt personalizate, să nu... Le-a personalizat la fiecare câte ceva. Da, la fiecare vine cu câte ceva. Da, și ce ne identificam noi după chestiile astea. Știi, te întâlneai și discutai, a, păi mie nu-mi place aia, mie îmi place aia, uite, mie asta să o faci așa și stai să-ți dau eu o rețetă să facem super duper. Da. Da, o grămadă de rețete și de cu sărbătorile astea. Țin minte câte și câte mâncăruri făcea și mama, o grămadă de energie pierdută în direcția aia. Și mergeam și cumpăram atâtea chestii în supermarket și, nu știu, tot timpul eram într-o oboseală de asta continuă. Că nu știam ce să mai fac, știi, ca să nu mai fiu obosit. Asta. Da, știi, era o stare așa de letargie la toate întrunirile astea de familie. Mâncai și erai terminat. Oh, adormea acolo, pica ochii în gură. Da, sau uite, mi-aduc aminte că înainte mă duceam la țară. Uite, acum îmi dau seama, după mult, na, în oraș eram cu munca, cu toate astea, și când mă duceam la țară, dormeam în continuu. Și multe prietene la fel îmi ziceau, mă duc la ei mei, că acolo dorm, mă relaxez. De fapt, asta era, cred că, încărcare cu energie. Pentru că tu, da, la oraș sau în mediul tău, în rutina ta, erai toată ziua cu materia. Bine, erai și acolo cu materia, că te duceai acasă la părinți sau la bunici, fiecare după caz, și te îndopau cu de toate. Dar totuși, cred că și somnul ăla era și o relaxare, o încărcare. Nu? Da, era, adică, nu știu, poate, să zic așa, cât de cât poate te ajuta atunci, dar, O luai de la capăt. să zic așa, nici de somn nu prea avem nevoie, știi? Cam asta e. Da, păi asta eu cumva am zis lucrul ăsta că mi-am dat seama că acum nu mai sunt așa, nu mai simt nevoia asta. Mă duc la rude și sunt hai să vedem cu ce mai pot ajuta, la fel, să fiu acolo pregătită de slujire, pe când atunci cumva îmi duceam ego-ul la relaxare. Gata. Acum eu aici sunt tratată ca o prințesă, toată lumea face de toate, că na, sunt un safir și eu doar mă voi odihni și mi reîncarc bateriile. Păi așa, prin stat nu ți reîncarci bateriile. Era invers cumva. Da. Păi așa am fost învățat, știi, că să fim în cât mai multe comodități, să stăm cât mai mult în confort, pe scaun, să stăm jos, în pat, Pe știi? șezlong, la mare. Da, să te țină legat de chestiile astea, să stai pe telefon, să te joci. Îmi amintesc că și pe telefon mă jucam și stăteam în pat toată ziua, știi? Adică nu aveam chestia asta să merg atâta pe jos. Da, nu zic, într-o vreme făceam și fotbal și la fotbal mai reușeam așa, știi, să mă încarc cu energie, că depuneam destul de mult efort acolo într-un meci de 90 de minute, alergam acolo. Dar după ce m-am lăsat, s-a simțit, să știi, deci s-a simțit imediat cum fuge energia când am început numai să stau, să mănânc, știi, și să nu fac prea multe. Și atunci imediat se simțea starea asta de letargie, cum ai spus și tu. Da, la fel, acum mi-am adus aminte și de concedii. Și că mă duceam acolo să mă relaxez, dar aș fi stat numai în cameră, sincer, pentru că iarăși simțeam că ceea ce fac nu e potrivit cumva. Mai mult îmi plăcea exact când mergeam pe jos sau erau orașe din astea de aveai ce să vizitezi și nici măcar să vizitez, că nu mi-a plăcut să vizitez obiectivele astea principale foarte mult, cât mai mult să merg prin orașe așa hai-hui, cum merg și acum, pentru că
așa descoperi, vezi alt drum, ți se dezvoltă și creierul mai bine, știu că e ok și pentru creativitate treaba asta. Și atunci intra divinul, da, vedeam tot felul de locuri, de... Na, și te duci într-o țară străină, într-un oraș străin, ai văzut cum e, descoperi și e foarte frumos lucrul ăsta, da. Pe când statul la plajă, la all inclusive, du-te, stai pe șezlong acolo, îți mai ieși un frappuccino, o berică, ai pierdut toată energia. Mai câștigi un pic atunci când te duci în apă și mai înoți un pic, dar în rest... Sau când faci ture pe plajă, da. Da, te-o băgat imediat într-o depresie. Așa... Nu știu, nu înțelegeam mare lucru din... Exact, era, mi-aduc acum aminte, uite, mi-au revenit niște memorii acum. Da, era exact o stare așa mereu de chefless. Nu mereu, dar era așa, lucrurile nu aveau sens. Nu aveau un mare sens. Adică, mergeam acolo în vacanța aia pentru mine. Să-mi odihnesc ego-ul, ce să-i fac, nu știu. Să-ți crește ego-ul. Deci Exact, da, foarte nu aveai cum să vezi o bucurie în chestia asta, pentru că îți pierdeai energia. Deci făceai totul pentru tine, pentru ego. totul pentru tine, da, totul pentru tine. Ego, sigur. Și atunci Da. nu aveai cum să... Nu aveai cum să-ți intre starea asta de bucurie, pentru că bucuria înseamnă să faci totul pentru celălalt și pe tine să te uiți. Atunci ți intră bucuria. Nu la plaje, nu la discoteci, la călătorii și chestii de astea. Păi și când a venit diavolul la Isus și a spus, îți dau toate bunătățile, îți dau comoditățile, îți dau tot ce vrei din lumea asta. Și a spus, piei de aici. Deci asta e, nu asta, nu asta, nu asta. Nimic din lumea aceasta nu sunt eu. Atunci ce căutăm? Ce căutăm pe chestiile astea, Șezlong. nu? Ce căutăm pe șezlong? Da, fiind discoteci. În loc să mergem în discoteca sufletului, adică pe teren, știi? La strâns de hârtii, la slujiri, la dăruit, la chestii de astea, noi îl căutăm pe Dumnezeu în discotecă, pe plajă, în cluburi, în Dar e bine. Dar biserică. e bine că-l Păi căutăm. e sigur, e un parcurs și ăsta. Că dacă nu l-am fi căutat acolo, nu n-am fi observat acum. Sau un calculator, cum a fost la mine. Fiecare îl caută unde simte nevoia, știi? Unde i-a fost dată experiența. Exact. Da. Bine. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu, a fost minunat. Da, tot vin de astea din trecut când vorbim și mă bucur. Mă bucur. Vin și, cum spuneam, doar așa împreună reușim Da. Că le să ne observăm și susținem unul pe celălalt, să ne observăm și să creștem împreună. Asta e. Bine, mulțumesc. mulțumesc și o seară plăcută în continuare. E, pa, pa. Pa, pa!